pastilla de físico. Efectul chimic al curentului electric. Electrolitul este o soluție obținută prin dizolvarea sărurilor acizilor sau bazelor în apă, soluție cu proprietăți conductoare. Procesul de descompunere a substanței în ion se numește disociație electrolitică. Electrolizorul este format dintr-o cuvă electrolitică, doi electrozi confecționați din materiale conductoare, o sursă de tensiune. Electrodul conectat la borna pozitivă a sursei se numește anod, iar cel care se conectează la borna negativă se numește catod. Sub acțiunea curentului electric, ionii dintr-un electrolit se deplasează spre electrozi unde sunt neutralizați. Ionii pozitivi se deplasează spre catod și se numesc cation, iar cei negativi spre anod și se numesc anion. La cei doi electrozi pot avea loc două fenomene, depunere de substanță sau degajări de gaze. Utilizând metode bazate pe electroliză se pot obține substanțe de o mare puritate. Iată cum se obține cuprul. Anodul este format din piese groase de cupru brut, impurificat cu alte metale, iar catodul este format din plăci subțiri de cupru pur. Electrolitul este o soluție de sulfat de cupru. Anodul se dizolvă și ionii pozitivi de cupru migrează spre catod unde se depune cuprul metalic. Galvanotehnica se ocupă cu depunerile metalice prin metode electrolitice. În cadrul galvanotehnicii distingem galvanostegia, galvanoplastia, galvanotipia. Le vom explica pe rând. Galvanostegia constă în depuneri electrolitice de metal pe un obiect în scopul protejării sau înfrumusețării acestuia. Obiectul se montează ca și catod, iar anodul este confecționat din metalul cu care se face acoperirea. De exemplu, argintarea tacâmurilor. Galvanoplastia constă în reproducerea fidelă de obiecte decorative, sculpturi, vaze. Acestea se obțin prin depuneri electrolitice de metal pe mulaje din ceară sau plastic impregnate cu un strat de grafit și care se așează la catod. Anodul este confecționat din metalul cu care se face acoperirea. După depunerea metalului se îndepărtează mulajul. Galvanotipia constă în reproducerea planșelor tipografice și a gravurilor cu ajutorul unui mulaj acoperit pe cale electrolitică de un strat de cupru așezat la catod. Pentru ca să poți experimenta și tu electroliza apei ai nevoie de un vas cu apă cu sare, două creioane ascuțite la ambele capete, o baterie, fire conductoare. Introduc creioanele în apa cu sare și leagă-le apoi la baterie. Vei observa că la fiecare dintre creioane, care au rol de electroz datorită minei de grafit, se va degaja un gaz. La creionul legat la borna pozitivă a bateriei se va degaja oxigen, iar la creionul legat la borna negativă a bateriei se va degaja hidrogen. Efectul chimic al curentului electric se manifestă în electroliți, soluții conductoare ale sărurilor bazelor sau acizilor. Disociația electrolitică este procesul de descompunere a substanțelor în ion. În cadrul electrolizei pot avea loc două fenomene la electrozi, depunere de substanță sau degajări de gaze.
Cele mai importante aplicații ale electrolizei sunt obținerea de metale pure, galvanostegia, galvanoplastia, galvanotipia,